Bun venit la un nou live. Astăzi o să ne jucăm Dream League carieră cu PSG. Am spus că facem echipă din români și așa facem. Îl avem momentan pe Stanciu, Tore, Adipopa, Tănase, Florin Gardu, Ștefan Radu, Chiricheș, Rață, Tătărușanu în poartă. Să știți, s-a făcut Dream League, acum e 2018. Vedem dacă îl dă pe Niț, Alibec. Nu. Eu momentan l-am descărcat. Nu era. Nu. Niță. Florin Niță, ia. Florin. Antoni doar. Budescu. Constantin Budescu. Hai să începem. Să jucăm cu Getafe. Avem pe Ștefan Radu 91. Momentan nu mai pot să-l fac mai mult de 91, așa rămâne. Și hai să jucăm. Hai că are grafica mai bună, parcă. Leo Messi. Nu reușește pasa. Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Să vedem ce face Bogdan Stancu. Dacă o dădeam un puțin mai tare, poate intra în poartă. Câștigându-i la cap. Offside. Sau ce? Offside. A fost offside acolo la Stancu. Stancu. Ștefan Radu, Stanciu. Peste poartă. Câștigând doi la cap, tot la Stanciu, nu câștigând doi la cap. Ștefan Radu, Stanciu, către Messi. Vine Messi. Șutează Messi, apără portarul. Vine Mesut Ozil. Dat-o spre portar. Florin Gardo. Torhe. Deviat-o noi și noi. Recupere Stancu, pierde Stanciu. A fost fault. Să nu zici că îi dă cartonaș galben. Nu îi dă nimic. Devieze de Torhe. Dacă ajunge la Stanciu. Stancu. Marchează Stancu. 1 la 0. Bogdan Stancu. Hai că se descurcă Stancu. E în formă. Sfârșitul primei reprize. Reclamele astea mă nervează tare. Lăsăm așa. Nu schimbăm pe niciunul. Mesut Ozil. Lui Messi. Am vrut cu lui Stancu.
Marchează Stancu golul cu numărul 2. Bogdan Stancu e în formă. Hai Bogdan Stancu să facem hat-trick-ul de el. Mestozil. Nu mai înaintează Stancu. Aproape de penalti. Leo Messi marchează din semifarfecă. Lionel Messi. Leo Messi marchează golul cu numărul 3. Recuperator He. Doi la doi. Are două goluri date lui Messi, două de Stancu. 4 la 0 pentru noi. Leo Messi. Bara de sus, Leo Mestozil. Cu capul Mestozil. Dacă o dădea mai așa, putea marca. Florin Gardoș, câștigându-i la cap. Torhe. Bogdan Stancu marchează și face hat-trick. Marchează Stancu cu golul lui cu numărul 3. 5 la 0 momentan pentru noi. Ia, mi-a sunat o zil de acolo. Dacă marcam și de întoarcere, poate ar câștiga. Vlad Chiricheș nu câștigă duel la cap. A sfârșit și a doua repriză. Uitați-l, Bogdan Stancu. Asta ce-i? Să-l fac? Să-l fac? Cum vreau eu. Îl fac român. România, barbă. Să-l faci. Îl facem așa. Dăm 2500. Nume. Alibek. Hai scriem Alibek. Nu. Denis, punct.
punct. Aici ce trebuie să facem? Denis Alibek. Gata. 86, Denis Alibek Cătălin. Oh. Hai că suntem în formă, îl avem și pe Denis Alibek. L-am făcut noi. Pe Denis Alibek l-am făcut noi. Sergio Busquets, nu-mi place de el. Nici cum joacă, nici cum driblează. Îl avem pe Denis Albeck. LD 86 Denis Albeck. Locul urață. Denis. Hai că îl avem în sfârșit pe Denis Albeck. Dacă mi-l dădea să-l fac și atacant. Hai să-l punem deocamdată atacant. Că e bun. Și-l punem pe raț așa. Și-l punem în locul lui Mesut Ozil. Atacant. 86. Denis Alibek Cătălin îl cheamă. Dacă îl dădeam seama că acolo Denis Alibek, îl punem Alibek. Cătălin. Noi suntem în joc. Hai că dacă îmi dă și tura viitoare, îl facem pe Denis Alibek. Jucăm când e ceață. Hai să marcăm și noi un gol. Pasă Leo Messi. Joacă scurt Tănase lui Cătălin. Adi Popa. Dacă ajunge la Tănase, dar nu a ajuns. Nici el nu s-a forțat să ajungă la el. Nu câștigă întâi. Tore pasează lui Denis Alibek Cătălin. Hai. Să vedem ce face. Șutează. Bogdan Stancu. Marchează Bogdan Stancu. Noi n-am putut să marcăm. Noi încă n-am putut să marcăm. Poate marcăm meciul anti-viitor. Recuperăm iară. Hai că avem o viteză bunicic. Florin Tănase. Recuperăm înapoi Florin Tănase. Marcăm și noi. Denis Alibek. Marchează și el. Aproape să marcăm golul cu numărul 2. Adi Popa. Să vedem dacă marchează. Intervine bine portarul. Să dăm cu un fel tot la Denis Alibek. Ratăm de acolo.
El este numărul 4. Hai că începem bine. 2 la 0. 1 marcat. Apare reclamele astea. Apare portarul aproape de gol de acolo. Tănase atinge doar plasa laterală. Aproape de gol cu cap, Florin Tănase. N-a fost offside acolo. Să vedem dacă putem să dăm în altă limbă, că nu prea mă înțeleg eu cu limba asta. Pasăm. Pasă bună. Peste poartă. Puțin peste poartă. Nu putem recupera acolo. Din prima. Și nu marcăm. Bogdan Stancu. Altul peste poartă. Câștigând el la cap. Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Torhe. Bara. Animeră bara de acolo. Și când scurt. Peste poartă. Așa învață. Peste poartă. Asta era de fault, da. Nu se ridică Salibek de acolo să marcheze. Încă e 2 la 0 în minutul 85. Ajunge Cătălin la ea. Spinge portarul peste poartă. Jucăm scurt aici. Adi Popa peste poartă. Pogba. Să vedem ce român. În live-ul următor a făcut Stanciu la lovituri libere cu Leo Messi și a câștigat Stancu. Hai să o facem. Denis Salibek, care l-am făcut noi, plus Stancu. Să vedem care câștigă. Stanciu primul. Marchează 1 la 0 pentru el. Să vedem dacă marchează și
Denis Olbic. Este port. Doi la zero. Peste port. Bar. Doi la unu. Cine ajunge primul la cinci. A, de Popa Marquez. Încă e 2 la 1. Apără Pantelimon. Doi la 1 pentru Staci. Am crezut că marchează de acolo. A, Tătărușanu în poartă. Mă gândeam eu. Să vedeți dacă marchează. Peste poartă. Îl lăsăm pe stancul. Tănase. Ca de obicei. Să vedem dacă marcăm de aici. Imposibil că e stângaci. A, lăsăm așa. Peste poartă. Din păcate nimeni. E 2 la 1 pentru Stanciu. Nu prea prinde cadrul porții Stancu. Bar. E stângaș și greu de marcat de acolo. De aici putem marca plasa laterală. Tot în plasa laterală. Să vedem dacă marcăm. Dacă marcăm, facem 2 la 2. Nu prea marcăm. Marcă 3 la 1. Să-mi babiți. Am crezut. Mai încet. Plasa laterală. 3 la 1 pentru Stancu. Stancu e neînfrânt la lovituri libere. L-a bătut și pe Messi, vă dați seama. Patru la unu. Greu de ajuns. Greu.
Apără, Tătărușă. Ăsta, dacă marchează, e ultimul gol. Marchează. Câștigă Bogdan Stancu. Și asta a fost live. Nu uitați să dați un like și abonați-vă la canalul meu.